Din nou în direct la actualitatea, incident șocant astăzi la Parlament. Un cetățean a venit cu o sticlă de benzină, a aruncat-o în interiorul magazinului de suveniruri al Parlamentului, care se află dincoace de controlul de securitate, prin urmare respectivul n-a fost căutat în bagaj, după care i-a dat foc. Panică, bineînțeles, din fericire n-a fost nimeni rănit, sute de persoane evacuate din clădirea Parlamentului, cineva a făcut un atac de panică, acolo fusese atinsă persoana respectivă de stropii de benzină, ce mai tevatură mare. Doar că ce să vedeți, deși a fost identificat, deși apare pe camerele de supraveghere, individul nu a fost prins și nici nu se știe nimic de urma lui, pentru că a reușit să traverseze bine mersi la pas toată curtea Casei Poporului și să plece nestingherit de nimeni. De ce? Pentru că, o să vedeți imediat din declarațiile jandarmilor, ei au fost sesizați abia la vreo 20-25 de minute după incident. Situația s-a produs într-o zonă unde nu se execută măsuri de control. Se afla în zona de așteptare, da? Acolo a avut loc situația. În drept urmare, noi am luat primele măsuri care s-au impus, conform prevederilor legale în vigoare, și am cooperat cu celelalte structuri, cu poliția în speță, pentru identificarea persoanei. Am luat primele măsuri astfel încât să putem identifica persoana în cauză. Ce măsuri s-au luat aici? Am blocat accesul în instituție, atât intrarea cât și ieșirea, în vederea identificării persoanei în cauză. Ulterior, din datele pe care le-am avut la dispoziție, persoana a reușit să se părăsească instituția. Cât de rapid s-a acționat, având în vedere că acest individ a reușit să iasă pe poartă? Imediat ce am fost sesizați. Da, și după ce au pus informațiile cap la cap, a rezultat că au fost sesizați abia la minute bune după producerea incidentului. Se pare că nu i-a dat nimănui prin cap să spună, domne, focul ăsta a fost pus de cineva. Nu a fost doar un accident, n-am scăpat o țigară, nu m-am jucat cu, nu știu, lupa și de la soare a luat foc ceva sau lucruri de genul ăsta. Pentru numele Dumnezeu. Da, din ce am văzut, era o zonă în care erau oameni în birouri, deci nu era foarte populată și probabil că nu l-a văzut cineva când a aruncat acolo. Dar ce au crezut? Că e combustie spontană, așa? Nu știu ce au crezut oamenii de acolo, dar acum orice gest de genul ăsta este condamnabil și eu nu credeam că se poate întâmpla. Este o instituție care, vă spun, organizăm de ani de zile evenimente acolo și foarte greu se face accesul. Adică listele trebuie transmise pentru acces cu zile înainte. Chiar și când ai, nu știu, o întâlnire din aceasta spontană, până nu dai numărul de la mașină și numele, actul de identitate, se intră foarte greu. Deci este, din punct de vedere al securității, este foarte bine păzită. Numai că există, probabil, la S2, dacă am văzut eu foarte bine, deci acolo unde intră vizitatorii, există o zonă mai largă, astfel încât să nu se creeze aglomerație, unde s-au făcut și acele magazine de suveniruri și acolo au profitat de această breșe, ca să spunem așa. Pentru curtea din față, control, pe nu care e... au traversat-o, este una foarte mare, chiar dacă zona respectivă în interior nu era populată. Curtea din față este curtea în care vin toate autocarele cu vizitatori, tocmai, mașini și așa mai departe, deci era greu. Probabil că s-a pierdut în mulțime. Dar eu am văzut câteva declarații pe care le-a făcut și Poliția Capitalei. A fost identificat, din câte am înțeles, se știe. Dar nu prins. Dar nu prins deocamdată. E o chestiune, din punctul meu de vedere, de ore. Da, domnule senator, cum vi se pare ideea asta? Că nimeni nu s-a gândit din dispozitivul ăla, cum să spun, aferent Palatului Parlamentului. Nu vorbesc de cetățeni panicați, vizitatori, nu știu, doamna care a fost, înțeleg, atinsă de stropi și a făcut atac de panică și nu i-a stat gândul la asta, dar nimeni de acolo nu s-a gândit să dea repede prin stație, domne, un om a pus foc, prindeți-l, e aici, nu știu încă, dacă, în curte, în incintă. Nu știu dacă în zona respectivă există pază, zona respectivă ține de Camera Deputaților. Din ce știu eu, în mod normal și accesul ar fi trebuit să fie controlat, pentru că în momentul, cel puțin la Senat, când intră, cum a spus și domnul ministru, în momentul în care am un vizitator, îl anunț și inclusiv pentru poarta de acces în curtea Parlamentului. Nu știu cum a intrat, dar e posibil ca în acea zonă să nu existe control acces pe curtea de vizitator, fiind zona de vizitare a Parlamentului. Iar dacă acolo au existat persoane care asigurau securitatea sau controlul de acces și nu au anunțat jandarmii, asta este destul de grav. Putem să credem că nu exista niciun fel de
nu știu cum să o zic, să nu mi-o luați numele, de băgător de seamă de la Parlament acolo. Totuși nu e o zonă în care intri direct de pe stradă, eu știu, ca într-un gang, hol de trecere, oricine intră și nimeni nu observă. Oricum. Presupun că indiferent cât de liber ar fi accesul pentru acei turiști și pentru magazinul de suveniruri, totuși ai intrat pe undeva și cineva îți monitorizează traseul, indiferent cine ești, turist, neturist. După cum am văzut, există camere de supraveghere. Dacă la acele camere nu se uită nimeni, camerele sunt puse degeaba. Dacă cineva a văzut că s-a întâmplat acest lucru, trebuia imediat să se sesizeze și absolut toate intrările trebuiau închise. Ce e, mă rog, dacă putem zice bine în chestia asta, este faptul că n-a fost rănit nimeni, pentru că arsura cu benzină este extrem, da, extrem, evident, extrem de periculos. Da, și... lămuriți-ne dumneavoastră parlamentarii acolo, dincolo de cordoanele alea, poate mai dăm imaginile, vă rog, să vedem detaliile lângă magazinul respectiv unde s-a produs incendiu. Sunt niște, vedeți, un cordon și dincolo de el câteva birouri, înțeleg, nu niște persoane. O doamnă a ieșit cu un vrap de hârtie în brațe, probabil încercând să le salveze, altcineva a ieșit, mă rog, probabil mai calm, luându-și și geanta și uitați. Sunt birouri care deservesc zona de expo, zona de acces. Bun. În asta Parlament. Zic, acolo nu e nimeni, în afara acestor birouri care să asigure monitorizarea zonei, să zic așa? Păi, tocmai spuneam că sunt camere. Păi, camerele persoană care să zică, domnule, am văzut pe unul aruncat o sticlă normal, și în mod normal trebuie legate într-un dispecerat unde cineva trebuie să se uite la ele. Persoana respectivă, dacă nu s-a uitat, nu și-a făcut treaba. Nu, probabil că va fi o anchetă internă și o să aflăm mai multe, da? E, da, acum, securitatea este una extrem de strictă la Parlament. Probabil că s-a analizat, există o breșă. Evident că există o breșă în această zonă și acum, mulțumim lui Dumnezeu că nu erau turiști în momentul respectiv în magazin sau să fie o aglomerație. Sunt momente în care în magazinul de suveniruri intră un autocar întreg, ca să spunem așa. Ce vedem noi acum sunt imaginile de după ce lumea fugise deja din magazin. Sunt convins că se vor lua măsuri chiar și în zona aceasta să fie o securitate ceva mai... Zona aceasta, într-adevăr, așa este. Sunt camere unde, cel puțin în teorie, ar trebui să se uite niște oameni. Dar această zonă este la câțiva metri, nu știu, 10 metri, 12 metri, nu-mi dau seama exact, de scanerele corporale. Uh-huh. Scanerele corporale au de fiecare dată lângă ele... Personal. Personal. Nu știu dacă este personal militar, că nu mă pricep, n-am făcut armata, dar e un personal. Militar. Toți am fost în Parlament, mergem foarte des, unii dintre noi. De la SRI. De la? De la SRI. SPP. Nu. SPP. Să știți că nu este prima dată, din punctul meu de vedere, acum discutăm despre un eșec uriaș al ceea ce înseamnă acelor instituții care păzesc Parlamentul. Dar amintiți-vă că acum câțiva ani, într-o noapte, am avut un turist, nu mă știu, irlandez, ceva de genul ăsta, care s-a îmbătat în centru vechi, că e ieftin și frumos la București, și care a uitat unde e hotelul. Și ce a văzut el din centru vechi? Palatul Parlamentului. Luminat, frumos, așa că s-a dus noaptea, a sărit gardul Palatului Parlamentului, a ajuns lângă clădire, a intrat în Parlament și a dormit noaptea aia în Parlament. Chiar a rupt s-a de prăbut bea. Și pe undeva, și da. Și l-au descoperit unii dimineața. Dumneavoastră, ce e dumneavoastră? Nu știu, eu crezi că la hotel, nu-i hotel aici, nu aici e Parlament. Deci asta s-a întâmplat în România acum câțiva ani, o poveste reală. Adică chestia asta cu, într-adevăr, e foarte bine securizat și când și eu am făcut evenimente acolo, trebuie să dai la SPP cu 24 de ore cel puțin, oficial, toate mai arată și la 24 de ore înainte, lista tuturor persoanelor care participă la eveniment. Dar asta când intri oficial, când intri ca orice om normal, dar iată, dacă vrei să intri cu... Noi ne-am pus problema cum a ieșit acest individ, dar trebuie să ne punem și cum a intrat și mai ales cu o sticlă de benzină la el. Mă rog, aveam un rupt săcel acolo, fi fost în el. Să fim sinceri, să nu creadă oamenii că e vreo unitate militară acolo aici, pe port. Deși chiar e, are regim de unitate militară, mă înșel. Ar trebui să se hotărască, că știți, de ani de zile se discută, hai să dăm zidul jos, hai să facem nu știu ce, să-l redăm poporului. Pe acolo, la această intrare, intră vizitatorii. Adică dumneavoastră, cu mine, mâine dimineață, dacă vreți, mergem, intrăm, nu ne controlează nimeni la poartă, că jandarmeria nu sunt, ne controleze toți, nu știu, poate într-o zi vin 3.000 de vizitatori să stea pe fiecare în parte, că nu se mai duce nimeni să viziteze. Tocmai asta e ideea de a fluidiza puțin. Probabil se va schimba acum, după evenimentul ăsta, se vor schimba procedurile. Problema este că a intrat acolo unde, pe lângă toate camerele și așa, există filtru, că vizitatorii, după ce trec de magazinul de suveniruri, ca să meargă mai departe, trec prin filtru. Acolo există un filtru. Oamenii ăia, mă gândesc că sunt pregătiți, au văzut că s-a întâmplat ceva. Cum a avut, de ce a durat
nu știu în cât timp a ieșit el, dar de ce a durat 20 de minute până dispozitivul de jandar de la poartă a fost anunțat că s-a întâmplat ceva și să blocheze porțile, aici e problema. Da, eu pot să înțeleg. Pentru că ei ar fi trebuit în 5 secunde să fie anunțat, să închidă porțile, să nu mai poată părăsi. Nu 5 secunde, dar 5 minute. Eu pot să înțeleg că oamenii panicați de acolo sau care n-au văzut ce s-a întâmplat, au zis, domnule, a izbucnit un incendiu, nu știm de la ce e. Responsabilul cu paza n-au voie să panicheze. Asta zic, jobul lor. Asta zic, înțeleg că ceilalți, nu știu, vânzătoarele de la magazin, funcționarii de prin zonă. Din punctul meu de vedere, bine că nu s-a întâmplat, nu a fost nimeni rănit. S-a descoperit că există o problemă și iată, se poate ajunge oricând la o astfel de situație și probabil se va schimba procedurile, modul în care se intră în Parlament, în curte. Când a aici e o problemă. În Parlament, exact asta au anunțat, faptul că vor întări paza la Parlament. Păi acolo era noaptea. Da. Deci doar noaptea s-a întărit. Probabil s-o fi întărit, nu știu, eu nu-mi dau seama cum se supraveghează, că până la urmă la cât de mare e clădirea și asta cu camerele, la cât de mare e clădirea, cred că trebuie să ai vreo 100 de oameni care se uită numai pe camere să vadă tot ce se întâmplă, nu? E destul de dificil. Da, uite, George observa ceva mai devreme că, apropo de elementul comun, focul, mă rog, aruncatul cu benzină, azi a fost ziua în care au explodat acele deci ce diferență? Mii de pagere. La fel ale... Deci o operațiune genială a serviciilor de informații izraeliene, prin care aproximativ 1200 de teroriști membri organizației Hezbollah, care foloseau pager. Pager cum se folosea în România acum 30 de ani. De ce? Ca să nu le fie interceptate comunicațiile prin telefon. Ei bine, Mossadul a reușit să pună mici dispozitive explozibile în aceste 1200 de pagere. Și de la distanță, în aceeași... Înțeleg că a hecuit sistemul cumva și le-a băgat un virus care le-a făcut să se supraîncălzească. Nu virus, explodeze sau le-a oprit în graniță. Deci când au venit din Taiwan, pentru că pager nu mai găsești astăzi la magazin, izraelienii au zis, hopa, stăm 24 de ore, suntem de la vamă să le vămuim. Doar că în loc să facă chestiile pe care le fac vame, și le-au pus câte 10-20 de grame de explozibil militar, adică extrem de puternic. Deci, în timp ce unii sunt la un nivel high-tech absolut fabulos, da? Noi ne uităm cum un nene intră în Parlamentul României, dă foc și pleacă de extinție. Adică, atenție, să nu se înțeleagă că ăsta e asimilat unui atac terorist. Nu, tu spui de cum se poate, cum poate trece neobservat un incident, chiar și un minor produs de cine știe de Zac Zadesc. Un om care probabil are niște probleme psihice, că altfel nu-mi explic de ce aș făcut un astfel de gest, este în libertate la ora asta. Aici o problemă. Și eu am văzut o grămadă de solicitări pe rețelele sociale ca cetățenii să, adică... Exact. Aici iarăși intrăm într-o zonă din asta în care... Adică aici e marea problemă. Au trecut deja multe ore. A fost surprins de tot felul de camere. Prin curtea Parlamentului. La metrou, acolo. Probabil la metrou. Exact. Pentru că există camere de supraveghere în oraș. O grămadă. În capitală. Dacă nici aici nu sunt, atunci mă întreb unde. Și cu toate astea... La un moment dat, poliția a zis, domnule, nu știm. Poate a ajuns la Ploiești, poate la Sinaia, poate la Abarnau. S-a suit în primul tren și a plecat la Când Oradea. Când spunea președintele Iohannis că avem un stat eșuat, noi ne gândeam așa, băi, statul ăsta de fapt e eșuat în ceea ce privește pe cetățeni. Dar în ceea ce privește o altă categorie de oameni mai privilegiați, cum sunt colegii și de platou, da? Deputați, senatori și așa mai departe. Domnule, statul totuși funcționează brici. Și surpriza e să vezi că statul nu funcționează nici măcar pentru zona asta. Adică, cel puțin în mintea mea, Parlamentul ăla, unde fiind de obicei o dată pe săptămână, care intri, ai niște oameni la intrare, se uită la tine, treci prin scanere, dai un buletin, un act, adică, în general, faci niște chestii ca la aeroport. Intri pe scanere, îți pui telefonul și restul deoparte, ce mai e ca să nu țipe. În mintea mea, măcar zonele astea erau protejate. Ori, asta mie mi se pare că e o disoluție a statului și o slăbiciune a unor sisteme care într-o democrație ar trebui să funcționeze foarte bine. Și e un semn de întrebare, că noi toți suntem aia care zice noi le vrem în Schengen. De ce nu suntem în Schengen? Dar în același timp în România intră droguri, intră țigări, intră ce vreți dumneavoastră, nefiscalizați și fără ca nimeni să se uite în bagajele oamenilor. La fel cu nimeni nu s-a uitat și acum în bagajul omului ăsta. Nu știu, dincolo de demisii, poate că ar trebui ca cineva să încearcă să vadă ce cu instituția. Da, nu știu, acum eu pot să fac tot felul de gânduri și de scenarii și să mă gândesc dacă nu cumva, știu eu, lucruri de genul ăsta au și ele rolul lor ca cineva să spună, uite, doamne, trebuie mai mulți oameni, trebuie mai multe resurse,
Ne trebuie mai multe dispozitive de securitate, ne trebuie... Nu zic că l-a pus cineva să facă chestia asta. Nu, se vor schimba procedurile, e vorba de procedure aici. Nu se făcea controlul niciunui om la poartă în momentul în care intra în curte. Probabil se va schimba abordarea. Dacă nu ești angajat, probabil va trebui să faci un control. Oamenii aia la scanner sunt după... Nu e o perdeluță, adică. Nu e, eu înțeleg ce e, dar acolo e o altă. Eu să cred că oamenii ăia de la parlament, iertat, dumneavoastră acolo cunoașteți foarte instituție. Bine. Oamenilor ăla nu le scapă nimic pentru Dumnezeu. Cred că și liftierele sunt un foarte bun supraveghetor a tot ce se întâmplă acolo și indiferent cine lucrează în parlament, cred că știe cam tot ce mișcă. Pot eu să-mi imaginez că niște oameni de la filtrul de securitate nu au vedere periferică foarte bună, nu se alertează la indiferent ce gest. Adică dacă eu fac niște gesturi bruște cu rucsa cu pe lângă ei, pe acolo la distanță curios, de 15 metri, chiar o să merg văd. Zilele următoare o să merg, exact, de regulă nu intru pe intrarea aceasta, dar o să merg acolo să văd cât de departe... Acum eu știu ce se întâmplă, de exemplu, la S1 sau chiar și aici, dar la intrarea cealaltă. Sunt două intrări la parter la S2. Știu că acolo lucrurile sunt foarte clare și cred că erau niște rațiuni pentru care filtrele s-au pus la ceva distanță, astfel încât să nu se creeze aglomerație. Dar cred că după acest incident este posibil chiar la intrare să se facă oarecare, nu știu, cel puțin vizual, să fie oamenii mult mai atenți cu ce intră, cine intră. Ați văzut că acum în un aeroport care e supus unui risc mai mare, există două filtre. Treci bagajul, cum intri în aeroport, ai trecut bagajul prin filtru și după aceea îl mai treci odată când... Probabil aici se va ajunge. Da, probabil că se va ajunge la o chestiune de genul acesta. Și în Turcia, de exemplu, în orice hotel când intri, treci bagajul pe care l-ai în mall-uri și așa mai departe. Deci sunt măsuri de siguranță suplimentare. Acum să mergem chiar până la poartă, care este undeva în bulevard, să oprești toate autocarele care intră cu vizitatori. Este singura intrare a vizitatorilor pe acolo. Sigur, mai este sunt șocul mare nu e că a aruncat nebunul treaba. Șocul mare că a plecat. Asta e problema. Aici mi se pare șocant și nu exagerez când sunt șocant. În momentul în care sunt absolut de acord cu mine și eu cred că trebuia să închidă porțile imediat, dar în momentul în care omul a intrat, da bine, trebuiau să fie închiși toți până la urmă acolo. Probabil că s-au concentrat pe de fapt noi asta discutăm, de ce nimeni nu a sesizat, domnule, dacă cineva a făcut chestia asta, închideți repede tot, să-l prindem aici în incintă. O fi curtea mare a parlamentului, dar până la urmă cu filtre și dispozitive, puneai mâna pe el. Da, și nu neapărat din zona de securitate. Poate cei care erau la securitate s-au gândit, domnule, stai puțin, poate e o diversiune. Cineva pune un incendiu în altă parte și cineva îmi trece de filtru. Nu pot să mă duc repede acolo. Adică sunt măsuri prin care... Pentru astea pe eu care... știu pe oameni foarte pregătiți, de asta, asta cer zic, să găsesc. Domnule senator, nu puteți să mergem cu oamenii ăștia, rulează zeci de scenarii. Eu cred că n-au observat ce s-a întâmplat acolo și au crezut că e vorba doar de un incendiu. Că altfel nu se poate explica faptul că nu s-a anunțat. Pentru că în mod normal, dacă vezi pe cineva că dă foc sau, mă rog, sau că împinge pe cineva, indiferent pe cine împinge, și pleacă, fuge, primul lucru este să alertezi. Bun. Poarta dar persoanele alea din magazin care au fost scoase, bănuiesc că au fost întrebate ce s-a întâmplat. Și doamna care a fost, nu știu, una din vânzătoare, fi zis, domnule, a intrat unul nebun și a aruncat o sticlă de benzină și ne-a dat foc. Una dintre aoleu, păi dau pe în stație să-l reținem, una nu? Dintre persoane a făcut atac de panică. Dacă a făcut atac de panică, okay. Nu prea putem. Ea nu, dar mai erau și altele, asta încerc să spun. Da, adică... e greu de spus. Dacă n-ai fost acolo la fața locului, e foarte greu de spus ce s-a întâmplat de fapt. Și, repet, ce e bine e faptul că n-a fost rănit nimeni, pentru că arsurile cu benzină sunt... Vă simțiți în siguranță în condițiile date acolo în Parlament, ca aleși? Mă întreb și eu acum după incidentul de azi. Dar merge pe stradă, peste tot, nu cred că este... Sigur că acolo suntem mai bine identificați, ca să spunem așa, și... Nu, eu nu-mi fac probleme, eu cred că în continuare România e o țară sigură, sunt incidente izolate și nu cred că există niciun fel de pericol, indiferent ce funcție ai. Și noi suntem un popor pașnic, adică ne înjurăm politicienii, dar ne oprim aici. Nu trecem la violențe. Am văzut mulți dintre politicieni au fost. Să mai stropeau cu cerneală, să mai nu știu ce, mai aruncau cu ouă în Iliescu pe vremuri. Strate, dar nu mai minte să fi fost vreun politician ultimii zeci de ani agresat. De agresare. Agresat. S-au mai agresat între ei, asta da. Știți că la un moment dat, în primele faze ale cercetării, cei de acolo de la... jandarmerie, mă rog, asta vorbeau de un conflict spontan, în urma căruia, după ce s-au prins ei că totuși cineva a pus focul,
Au vorbit pentru câteva o oră, două despre nu știu ce conflict spontan. Acum, ce conflict spontan în care unul... Benzina în buzunar. Exact. Îmi iau benzina cu mine că poate intru într-un conflict spontan și trebuie să dau foc. Când combustie spontană. Da, asta ar fi... Da, adică să nu devenim mai ridicul decât deja... Cred că obiectivul principal în față este să-l prindă pe om și să nu știu, să scoată de motivul că ceva trebuie să fie în spatele unui astfel. Tu era supărat că nu mai e cărticica cu mănăstirea din Bucovina. Da. Nu mai aveți? Paru, pun foc. Da. Da, dacă acum moda e să mergi cu o sticlă de benzină în buzunar, poate, nu știu. Soluția, știți care va fi a guvernului? A parlamentului? Nu, a guvernului, ca să nu se mai repete astfel de chestiuni. Vor mări acciza pe benzină și pe motorină. Se devină foarte, foarte scumpă treaba de asta. Da, trecând înapoi la lucruri serioase, astăzi a avut loc acea întâlnire între premierul Ciolacu și primarii din capitală. Știți că îl convocase încă de săptămâna trecută pe Nicușor Dan de când au început școlile, spunând, domnule, avem o preocupare noi aici la guvern pentru traficul din capitală odată cu începerea școlilor. Sunt și multe lucrări din astea de infrastructură care se fac simultan. E nenorocire mare, trebuie să veniți să ne sfătuim, să vedem ce să facem. Și Nicușor Dan, vă amintiți, a zis, dom'le, eu vin dacă veniți și dumneavoastră la un șantier ilegal, că el e cumva ilegal pentru că anumite instituții din subordinea guvernului nu-și fac treaba. N-a venit domnul Ciolacu la șantierul ilegal, dar s-a dus totuși primarul general al capitalei acolo. Dacă primul ministru este așa de interesat de traficul din București, o să vedem dacă va dispune celor două instituții din subordine, prefectul și inspectoratul de stat în construcții, să pună ordine în urbanismul din București. Dacă nu, înseamnă că cu toții suntem părtași la aceeași, să-i spunem, speculație imobiliară. Am invitat azi primul ministru, pe șefa inspectoratului de stat în construcții și pe prefect. Primul ministru m-a sunat de dimineață să-mi spună că nu poate să ajungă aici, însă va veni la primărie joi la 9:30. Da, s-a dus la guvern până la urmă, Nicușor Dan. Acum e din ce în ce mai jucător primarul general al capitalei, văd. Apasă pedala din ce în ce mai tare. Da, la ce o să-l ducă? La ce o să-i folosească? Oricum are nevoie să comunice mult mai bine decât în primul mandat și văd că o face încă de la început, pentru că acest nou mandat va fi într-un conflict continuu cu primarii de sector. Va avea o mare problemă. Și domnia sa și-a dorit oarecum acest conflict, pentru că a început cu mandatul cu un mesaj foarte clar, că să nu mai fie primar de sector sau toți banii să fie la primăria capitalei și așa mai departe. E normal că s-a dus la guvern pentru că are nevoie de guvern. Primăria capitalei e dependentă de guvern. Din păcate, cred eu că de fiecare dată când începe școala, de fiecare dată când vine iarna, de fiecare dată când se schimbă anotimpurile, primarii din București sughiță foarte mult. Foarte mult. Asta e situația. Suntem mulți oameni aici, sunt multe mașini, mi-e greu să identific soluții. Eu am mai spus, din punctul meu de vedere, soluțiile pentru capitală sunt pe modelul oricărei capitale europene. Peste tot există blocaje, peste tot există aglomerații, dar au anumite măsuri legate de centrul orașului, de zone, pe inele, dar sunt măsuri care în România probabil nu vor fi primite foarte bine și atunci primarul care va lua astfel de măsuri trebuie să-și asume că e ultimul mandat pe care îl are. Dar trebuie luat. Centrul capitalei nu e posibil să fie folosit și nu se întâmplă nicăieri în lumea asta, centrul capitalei să fie folosit ca tranzit, să mergi într-o parte în alta a orașului și să se blocheze toate bulevardele din centru. Aici e și problema că nu avem centura, să sperăm că se termină acel inel exterior la care se lucrează, cel puțin din câte am văzut-o, foarte bine. Și atunci când va fi gata tot, va prelua o mare parte din trafic. Pentru că e o aberație, din păcate, ceea ce se întâmplă în București. Și nu poți să construiești pasaje peste pasaje peste pasaje, că la un moment dat tot te blochezi undeva, ajungi într-un capăt, da? Și acolo se creează ambuteiaje. Plus că, poate, începând de la anul, știți că am și o obsesie cu reforma administrativ-teritorială, o să luăm în discuție. E neapărat nevoie de o diferență mare între București și județul Ilfov. Pentru că
Cele mai multe dintre localitățile astea mari sunt lipite de București. Dormitoarele sunt București, localități da, dormitor exact, pentru cei care muncesc. Da, e vechi, discuție atunci, veche de nu unde știu când asta. Unde plătești tu impozitele și taxele dacă toată ziua o să desfășori aici și acolo doar te duci și dormi? Și de ce trebuie primăria sau primăriile de sector să facă investiții astfel încât să fluidizeze traficul pentru cei care locuiesc acolo, dacă să facă școli și grădinițe pentru cei care își duc în comună în București copilul. Poate ar trebui da, purtat o discuție serioasă despre de ce da, există două unități administrative teritoriale. Păi nu știu, diferite, și chiar și de ce există atâtea diferențe între cele șapte unități din București. Evident. Primarul înțeleg că vrea să propună tema asta. Nu știu dacă s-a răzgândit, dacă a renunțat la idee un referendum simultan cu alegerile în care să se discute despre atribuții și trecut puteri mai multe la primăria generală și reîmpărțit atribuțiile între primari. Ce ziceți? Acum nu știu dacă neapărat are niște intenții bune domnul Nicușor, dar nu suspectez de asta că are intenții bune, ci cred mai mult că își dorește să acumuleze mai multă putere și să încerce să blocheze cât mai multe proiecte. În celălalt mandat știm că a făcut acest lucru, a și pierdut câteva procese, nu înțeleg de ce bucureștenii nu l-au sancționat, dar mă rog, dacă e atât de plăcut și atât de bun, să se bucure în continuare de el. Însă eu nu cred că a încercat să iei din atribuțiile primarilor de sector și a ți-l aduce ție în condițiile în care n-ai demonstrat că poți face lucruri concrete în ceea ce privește problemele bucureștenilor, ar aduce un plus pentru bucureștean. Eu cred că primarii de sector trebuie lăsat să-și facă treaba și eu cred că e o problemă de, cel puțin o problemă de principiu, faptul că există cele două entități, Ilfov și București. Practic, ele se suprapun în foarte multe puncte și cred că ar trebui să existe o singură unitate administrativ-teritorială mare, însă nu văd de ce, dacă Nicușor Dan ar lua din atribuțiile primarilor de sector, s-ar produce lucruri pozitive pentru București. Nu cred că s-ar produce, e problema finanțării aici, am impresia, și aici, asta cred că exact, e vorba de bani, aici trebuie discutat. Da. De capitala primește cei dă guvernul la alocarea bugetară, primăriile primesc garantat taxele și impozitele oamenilor, adică bine, dacă avem un primar de sector gospodar care își face treaba, care dezvoltă, care lărgește bulevarde, care face parcări, care face zone de agrement pentru bucureșteni, face zone verzi pentru bucureșteni, nu știu de ce ar trebui ca primarul general mai complicat aici. O, bine, hai să-i luăm din atribuție atunci, nu știu dacă are prea multe și inutile. Personalizat. Amintiți-vă că în timpul administrației Năstase, primarii de sector au primit o mare parte din banii care reveneau la primăria capitale, tocmai pentru că atunci era un primar pe care îl chema Traian Băsescu. În momentul de față, vorbiți despre Nicușor Dan. Nu cred că e vorba despre Nicușor Dan. În momentul de față, primarii de sector au adunat mai mulți bani decât primarul capitalei, dar în același timp, termia și transportul, care înseamnă 70% ceva de genul ăsta din bugetul pe care îl are primăria capitalei, este la Nicușor Dan. Ori asta înseamnă că marile bulevarde sunt la primăria capitalei. Asta înseamnă că îi rămân în mod real foarte puțin bani pentru a dezvolta orașul și pentru proiecte importante. Pe de altă parte, eu nu înțeleg de ce avem nevoie de birocrația asta și de supra pe atâtea niveluri la București. N-am auzit, de exemplu, ca la New York să avem primarul din Brooklyn, primarul din Queens și așa mai departe. La Londra, dacă vreți, și discutăm de orașe de 10, 15, 20 de milioane. Deci, din punctul meu de vedere, ar trebui ca primarul să existe un singur primar al capitalei, cu un singur consiliu general, fără să avem birocrația asta la fiecare sector, fără să avem la fiecare sector tot felul de angajați care se pupă cu ceilalți și fără să facă nimic. Adică, din punctul ăsta de vedere, dacă am desfințat mâine sectoarele, eu cred că ar rămâne bucureștenilor în buzunar sau ne-ar rămâne tuturor pentru investiții niște zeci de milioane de euro, poate chiar sute de milioane de euro și discutăm despre bani anual. Sau sute de milioane într-un mandat de 4 ani. Da. Nu înțeleg de ce avem această poveste. Dincolo de Nicușor Dan, poate să fie oricine, poate să fie domnul Tudor Mușat, mâine primarul capitale. E legat de mâini pentru că nu are banii necesari pentru a face proiectele majore. Dați-vă că cât timp am stat în București,
30 de ani de la, de la Revoluție, până când a venit un primar, Nicu Șordan, care se intre în subteran. Nimeni n-a intrat în subteran, nu neapărat pentru că a fost un primar foarte prost. Poate în cazul unor așa a fost, dar pentru că pur și simplu nu au fost bani. Iar da. Banii ăștia în momentul de față, dacă vă uitați pe modul în care se cheltuie la primărie de sector, e îngrozitor. E absolut îngrozitor. Bun, acum să nu uităm de unde am plecat, de la problema traficului care îl îngrijora pe domnul Ciolacu, și Nicu Șordan zice o bună parte din problema traficului e cauzată de aceste construcții ilegale și de planuri din astea urbanistice întocmite în Apoda, care duc la situații de genul ăsta, la sufocarea traficului. Ar face bine domnul prim-ministru să răspundă aceste invitații, să se arate preocupat și de dimensiunea asta? Domnule, hai să văd dacă e ceva ilegal acolo, dacă merită să fac act de prezență măcar și să arăt că țin cu legea și cu ordinea. Intră și în atribuțiile domniei sale. Sunt instituții, le-a menționat și Nicu Șordan, care sunt în subordinea guvernului, ISC-ul și alte instituții, și care trebuie să ocupe... Prefectura, da. Sigur, care trebuie să preocupe de aceste chestiuni, dacă ele sunt ilegale. Dar aici e o poveste fără... Învârtim așa în jurul... Într-un cer vicios. Ce a fost mai întâi. Da, domnul Nicu Șordan spune că sunt ilegale, constructorii spun că le blochează domnul Nicu Șordan. Nu știu unde e adevărul și instanța este cea care este chemată să clarifice de fiecare dată. Dar eu acum văd aceste întâlniri și mă gândesc așa, că suntem într-un moment politic foarte interesant, pentru că e un moment în care anumiți oameni care ocupă funcții importante candidează, iar domnul Nicu Șordan este depozitarul unei încrederi masive a Bucureștiului, a bucureștenilor. Și atunci există astfel de întâlniri pe care nu le-am văzut până în momentul de față. În egală măsură, domnul Nicu Șordan așteaptă să intre în cel de-al doilea mandat și are nevoie de o majoritate la Consiliul General. Și atunci, sigur că de acolo sunt tot felul de întâlniri care dau teme care până la urmă pot fi foarte utile pentru cei care trăiesc în București, care pot rezolva după foarte mult timp anumite probleme, pentru că în afara campaniei electorale există acele ambiții politice care țin lucrurile oarecum separate. Fiecare trage oarecum pe zona lui. Da, știți, dacă îmi permiteți, evident că asta, povestea cu construcțiile ilegale, neilegale, i-a adus mandatul lui Nicu Șordan și de-aia merge mai departe. Pentru că există o mare frustrare în rândul populației și acum, sincer, nu cred că există oraș în lumea asta în care să construiască, nu mă refer la nivelul de cum poate să construiască și mai mult, dar atât de haotic și fără să respecte un plan, să fie o chestie unitară, nu. În București fiecare a făcut ce a vrut, în orice direct. Da. Mai există o instituție, am și o problemă uriașă în București, asta există o instituție, se numește Garda de Mediu, nu știu cine o conduce, habar n-am, știu că-s comisar care-s plătiți bine. Nu or și în fișa postului să iasă noaptea pe stradă să dea din nas, că dacă intri pe aplicații, senzoria noaptea s-a oprit. Să vină puțin o, pe la mine, veche, să vadă cum miroase. În fiecare noapte. Adică nu trebuie aparatură, tehnologie, nu-i că toți vorbim. Nu, ieși și dai din nas și simți. Nu-i prind. Deci nu poți să ieși noaptea, după 12 noaptea, afară din casă, pentru că, pur și simplu, te ustură ochii. Garda de mediu, eu nu știu ce se întâmplă cu garda de mediu, cine o conduce, cu ce se ocupă oamenii ăia, dar nu își face treaba sub nicio formă. Până la jurul Bucureștiului, se arde în Parcul București. Iore. Deci, și Parcul Iore, care arde prin combustie spontană, ca la Parlament. Benzină, da, vin unii, și dau nimeni nu știe cu benzină, cu ciorda pe copaci, exact. Ard copaci. Poate dacă îl găsesc pe ăla de la Parlament, eu descoperi și niște incendieri de până Iore. E recentă că un om a sunat la garda de mediu, la 112, la unde o fi sunat, și oamenii în loc să vină și să oprească incendiul în Parcul Iore, l-au amendat pe el pentru faptul că sună unde nu trebuie. Că sună unde nu trebuie și deranjează organele. Acolo chiar e cu combustie, eu cred că ar trebui să sape statul, poate cine știe, o fi petrol, atât. Poate onorează invitația, că înțeleg că onora invitația domnului Ciolacu și poate ei să toarnă acolo tot sacul cu neajunsuri. Ne întoarcem imediat, doamnelor și domnilor, să discutăm despre portofoliul pe care l-a primit România în Comisia Europeană. Unul care, zic liberalii, este egal cu zero, e doar de decor, unul care e foarte important, zice PSD-ul pe de altă parte. Cine are dreptate și la ce invective s-a ajuns din nou între cele două părți pe tema asta, vedeți imediat. I'm very happy to entrust the role of Executive Vice President for People, Skills and Preparedness to Raxana Minzatu. She will have the portfolio responsibility for skills, education and quality jobs and social rights.
This is under the umbrella of a union of skills and the European pillar of social rights. She will focus on those areas which are crucial to unite our society. Da, România, prin Roxana Mânzato, a primit acest post de vicepreședinte al Comisiei Europene cu aceste atribuții de care ați auzit, oameni, competențe, pregătire, ceva suficient de vag încât să-i facă pe liberali să spună că e un portofoliu fără niciun fel de vizibilitate, fără atribuții clare. Nu e o victorie, ci e un eșec, spune europarlamentarul Siegfried Mureșan. România nu avea nevoie de o funcție onorifică. Un alt europarlamentar PNL, domnul Buda, zice nu e niciun fel de relevanță în postul ăsta. Noi rămânem cu un domeniu marginal, fără impact strategic la nivelul deciziilor europene. Ce găsește domnul Tudose de spus din partea PSD-ului? Liberaliști invidioși, aroganți, mânați de furia neputinței pentru că nu e postul lor, al liberalilor, că ca de obicei sunt o parte a problemei și nu a soluției. Puteau să fie normali, dar nu le iese. Ce ziceți? Haideți ca să nu fiu bănuit de, cum să spun, subiectivism. Când a fost nominalizată doamna Mânzato, am fost unul dintre puținii care am spus, domnule, o cunosc, știu că are competențe foarte bine pregătită pe accesarea de fonduri europene, a lucrat și în privat, a lucrat și la Ministerul Fondurilor Europene. Deci nu discutăm, sunt puncte tari, ca să spunem așa. Dar există și foarte multe puncte slabe, adică haideți să ne uităm, ne bucurăm că avem vicepreședintele Comisiei Europene. Este un vicepreședinte onorific, politic, fără atribuții clare. Mi-amintesc obiectivul cu care am plecat și de aici cred că trebuie să pornim o discuție. Toată lumea, guvernul, domnul Ciolacu a spus că mergem să obținem un portofoliu economic. Asta a fost un portofoliu economic puternic. Ăsta e obiectivul nostru. Și dincolo de faptul că nu a fost acceptată prima propunere, s-a venit cu altă propunere, a spus, domnule, nu mai propunem femei pentru că am propus două doamne la rând și atunci o după să avem... am zis, facem concesia ca să obținem ceva mai bun. Stau și mă gândesc ce era acel ceva mai prost, dacă asta e ceva mai bun. Da, și atunci, sincer, nu comentăm foarte tare, nici nu putem să ne bucurăm că am obținut nimic. Despre asta este vorba. Cred că România merita mai mult. Eu mă uit foarte atent la ceilalți comisari și la celelalte țări ce au obținut. Polonia, da? Țară pe care vrem să o concurăm în multe, inclusiv în agricultură, în multe domenii. Vrem să ne ridicăm la nivelul de dezvoltare. A obținut portofoliu de buget. Deci un portofoliu extrem de important. De ce n-am putut să ne batem noi pentru agricultură? Chiar dacă am mai avut în trecut. Știți cine a luat agricultura? Luxemburgul. Luxemburgul, până la urmă, e un oraș, nu? Despre ce vorbim? Extinderea, până la urmă, și vecinătatea estică a fost luată de Slovenia. Dom'le, cred că puteam mult mai mult decât atât. Știți că s-a vorbit la un moment dat, de asta vorbesc de extindere, s-a vorbit și de extindere. Pentru noi era important, având în vedere Republica Moldova, Ucraina, poziția noastră geopolitică. Cred că puteam mult mai mult. Acum, dacă vreți să și aplaudăm, sigur, nu vrem să comentăm foarte tare, nici nu ne pune să aplaudăm că am obținut un portofoliu care este în mod evident marginal. Cum e, domnule senator, că s-a promis acest portofoliu cu anvergură economică, a zis domnul Ciolacu, o să obținem cu siguranță ceva mai bun respectând această cerință privind egalitatea de gen. Acum, referitor la cei din Parlamentul Europei, eu am o vorbă, să te prima dată cine zice și pe urmă ce zice. Dacă despre un portofoliu care gestionează 20% din bugetul Uniunii Europene se spune acest lucru, atunci înseamnă că hai să plecăm cu toți acasă, că chiar nu mai avem ce să mai discutăm. Eu cred că e vorba de un succes. Avem un vicepreședinte al Comisiei Europene, nu s-a mai întâmplat niciodată în istoria României acest lucru. Gestionează 20% din bugetul Uniunii. Pe de o parte, pe de altă parte, nu e singurul succes. Avem doi vicepreședinți ai Parlamentului European, unul în persoana domnului Negrescu și celălalt în persoana domnului Ștefănuță, dacă nu mă înșel, care este independent. Și conducem cea mai importantă comisie din Parlament, Comisia de Dezvoltare, prin domnul Benea. Uitați aceste atribuții, cu excepția drepturilor sociale, Uniunea Europeană nu are competențe pe celelalte componente ale acestui portofoliu, deci pe educație, pe demografie, pe formare de competențe. Toate astea cad în sarcina statelor membre. Doamna Mânzato o să gestioneze, ziceți dumneavoastră, o cincime din banii Uniunii Europene, în teorie, pentru că restul... Eu sunt universitar și o să vorbesc despre programul Erasmus. Nu putem nega niciunul dintre noi că e unul dintre cele mai importante programe prin care studenții noștri
au acces să vadă și alte universități, au acces să facă scurte perioade de studiu în alte, în alte centre. Și doamna Munzatu, ce o să facă concret? O să suplimenteze locurile la Erasmus, să zicem, și să laude, uite, domnule, am deschis mai multe locuri pentru mai mulți studenți. Nu e vorba de a suplimenta locurile, adică minimalizăm, dacă vorbim despre a suplimenta locurile la Erasmus. Nu, păi, ziceți, poate, supervizează poate programul Erasmus Plus, foarte frumos, da? Poate să-i dea valențe noi acestui program și eu cred că dânsa, eu o cunosc. Eu am fost coleg de guvern cu domnia sa și o cunosc. Știu că este foarte muncitoare, știu că este tenace, a spus și domnul ministru acest lucru, că este o persoană foarte bine pregătită și eu cred că vom avea surprize plăcute în ceea ce privește prezența domniei sale la Comisia Europeană. Cum era, domnule, zicerea aia? S-au încordat munții și ești un șoricel, nu? Până la urmă, după atâta încordare, negocieri, pretenții satisfăcute, obținem ceva care e un pic mai mult decât sănătatea și bunăstarea animalelor pe care au luat-o la mișto Ungaria, probabil, că e paria Uniunii Europene. I-au dat ei sănătatea, bunăstarea animalelor. Eu văd lucrurile puțin diferit. Eu nu am văzut până astăzi niciun comisar care să provină din România și care să fie avantajat România cu ceva. M-am uitat la discursurile comisarilor din Polonia în trecut, am văzut care au fost deciziile luate vizibil, transparent, strict în interesul Poloniei. Am văzut comisari în alte state. În România lucrurile astea nu prea s-au întâmplat. La câte am citit, nu sunt expert în Comisia Europeană, dar la câte am citit, avem o oportunitate la nivel politic în momentul ăsta. Adică care? Putem juca pe anumite linii. Am înțeles că se poate, pentru că cel puțin în problema locuințelor este una din marile probleme la nivel european. Evident că ține de fiecare stat în parte, dar Comisia ar putea să se implice prin negocieri cu fiecare stat. Nu știu. Asta ține de capacitatea partidelor, familiilor europene de a se implica. E un comisariat, din punctul meu de vedere, care are legătură și cu familia europeană din care aparține doamna comisar. Eu m-am uitat mai mult cu groază, de exemplu, la ce comisariat a luat Austria. M-a interesat mult mai mult, vă spun cu sinceritate. Cred că discuțiile acestea despre Schengen în momentul acesta, mai ales la cum arată sondajele de opinie în Austria... Și mai ales cine a nominalizat, partid a nominalizat. Mi-e foarte greu să cred că vom reuși să-i convingem prea curând și să avem susținerea comisarului pentru acest drum. Iată. Încă o dată, ți-arată cât de mult contează, așa zisa, influența României în tablou. Aici vorbim de România ca ansamblu. Eu pot înțelege diferențele de opinii, luptele politice și așa mai departe. Problema mea vine... Doamna Ursula von der Leyen a fost reconfirmată pentru această poziție la București. Mie mi-a părut rău că a fost reconfirmată. Eu o consider unul din cei mai slabi lideri europeni, dar asta e o opinie personală. Puteam să negociem în așa fel încât România să beneficieze de mai mult suport. Acum nu știu care au fost relațiile între cele două familii, între socialiști și populari la nivelul Comisiei și la Bruxelles, dacă cum s-a negociat aici, nu am informații. Dar, repet, pe mine m-a interesat foarte mult cine ia acel comisariat și l-a luat Austria. E frustrant să văd că Luxemburgul ia agricultura, nu știu ce treabă are Luxemburgul. Apropo, 40% din bugetul. Exact, nu știu ce treabă are Luxemburgul cu agricultura, da? Până și Luxemburgul contează mai mult. Are Franța. Are Franța, exact, da. Și Franța are agricultură. Are Franța, da. Da, Franța, da, în fine. Juncker de unde venea, nu? Parcă de acolo. Da. Îmi cer scuze, mai fac o paranteză. Uitați-vă la Polonia. Polonia, mandatul trecut, a avut agricultura și acum are bugetul. Deci, ca și să mi-aduc aminte, nu știu dacă țineți minte, în campania electorală, eu m-am uitat cu mare atenție urmări și George sigur știe, comisarul pe agricultură, cred că a fost unul din cele mai importante vehicule electorale ale PIS-ului. Avea un discurs și spunea clar cum a făcut proiecte special în favoarea Poloniei și fermierilor și agricultorilor. Erau produsele din Ucraina. Eu n-am care auzit, pe piața românească. Eu n-am auzit voie niciodată un comisar român care să...
În schimb, a văzut acum că, de exemplu, domnul Cioloș era încântat de ce s-a întâmplat. De-aia nu mai înțeleg. Păi eu sunt total bulversat. O să vedem dacă... Puțin, da, perspectiva o să... Am contat până acum, am văzut. Întrebarea o să contăm de acum încolo în postul ăsta? Nu, în vreun fel? Nu e un post de comisar foarte relevant, nici măcar politic, din păcate. Nu aveam cum să luăm un post economic în condițiile în care România este bolnavul Uniunii Europene în momentul de față, cu cea mai mare inflație, cu cel mai mare deficit bugetar. Nu poți să-i pui pe cei care nu reușesc să-și gestioneze țara să-i nominalizeze la un post economic. Dar să știți că dezbatele pe care vom avea în următorii ani sunt cu toate altele. Și pleacă de la planul Draghi. Planul Draghi pe care l-a respins, inclusiv doamna Ursula, care, apropo, nici mie nu-mi place. Ce spune planul Draghi? Planul Draghi spune, atenție, noi, Europa, nu doar Uniunea Europeană, Europa, vom deveni în viitorul foarte apropiat un muzeu în aer liber. Irelevanți. Și asta pentru că nu mai producem nimic. Și asta pentru că energia în Uniunea Europeană este peste două ori mai scumpă decât în Statele Unite, este de aproape trei ori mai scumpă decât în Statele Unite. Și prin niște politici absolut nebunești, cum ar fi Fit for 55 și toate demențele astea ecologiste, noi ne omorâm practic cea mai importantă industrie pe care o avem. Industria producătoare de mașini. Uitați-vă că noi astăzi vrem să facem trecerea foarte repede de la dependența de gazul rusesc la dependența de bateria chinezească. Avem cea mai mare taxare a muncii din ceea ce înseamnă lumea civilizată. Avem taxe foarte mari pentru companii. Dacă, dacă luăm astăzi PIB-ul pe care reprezintă România procentual, România, Uniunea Europeană la nivel global, vom vedea că este jumătate din PIB-ul pe care l-avea UE la nivel global în 1990. Asta deși, ca număr de țări, ne-am dublat. Toată Asia a crescut, Statele Unite a crescut foarte repede, iar noi stagnăm. Iar faptul că discutăm dacă luăm un post sau nu mai important, e irelevant pentru ceea jocurile ce vine. Jocurile par să fi fost deja făcute. Mulțumesc foarte mult tuturor. Știrile nopții imediat aici pe B1 TV. Ne revedem mâine seară.